Salutare, prieteni! Această mașină are aproximativ 14 ani și nu prea a stat în garaj. Iar sub acțiunea razelor solare, farurile au ajuns să fie foarte mătuite. Acest far, practic, are tot 14 ani ca și mașina, iar acesta are 8 ani deoarece a fost înlocuit în urma unui accident ușor. Evident, ambele faruri au nevoie de o restaurare. Pentru această restaurare am cumpărat de pe AliExpress un astfel de kit special pentru a restaura farurile. Link de unde puteți cumpăra acest kit veți găsi în descrierea clipului. Haideți să vedem ce se află în el. Aici avem instrucțiuni în limba engleză. Avem câteva col de hârtie abrazivă pe diverse dimensiuni, începând de la o granulație de 180, 240, 400, 600, 800, respectiv 1200. Practic pe acestea le folosim pe rând, începând de la granulația cea mai mare spre granulația cea mai mică. Aici găsim o cană pentru încălzirea soluției de polimer. Practic, această metodă se bazează pe aplicarea unui strat de polimer. Această pâlnie se atașează la cană pentru a putea aplica soluția. Mai avem încă un sistem cu furtun pentru a atașa la cană și a putea aplica soluția. Aici avem un alimentator pentru priza brichetei de la mașină cu care alimentăm cana pentru a încălzi soluția. Aici avem un alimentator pentru priza de 220. Aici găsim soluția propriu-zisă. Este sigilată. Mai avem un scotch de hârtie pentru a-l folosi la izolarea marginilor caroseriei care vin lângă far și avem un burete pentru a-l folosi cu șmirghel în momentul în care șlefuim farurile. De asemenea, am mai achiziționat o rolă de hârtie pentru izolare mai lată. Iată, comparativ cu aceasta care a venit în kit, e mult mai lată. Mănuși de protecție și o mască de protecție, deoarece soluția este un produs chimic. Voi începe acum prin izolarea marginilor farurilor pentru a proteja, cum spuneam, vopseaua în momentul în care șlefuim farurile. Este pentru prima dată când fac o astfel de operațiune și e posibil să fiu puțin neîndemânatic. Conform instrucțiunilor, voi începe cu hârtie abrazivă cu granulație de 180. O împătrăiesc în 4, după care o rup, pentru că așa se potrivește cel mai bine pe șlefuitor. Acesta este farul din dreapta, care este mai puțin mătuit. Și cu el voi începe și îl voi șlefui la mână. Fiecare șlefuire cu granulație diferită va fi aplicată în sensuri diferite. Acum voi șlefui longitudinal, apoi voi șlefui pe verticală. Și încep cu șmirghel de 180, așa cum spuneam. Practic, astfel înlăpturăm partea mătuită și o aducem la o stare cât mai fină, astfel în momentul în care aplicăm polimerul să avem o suprafață cât se poate de fină, fără urme de zgrieturi.
fiecare șlefuire cu hârtie abrazivă de granulație diferită, trebuie practic să elimine urmele lăsate de șlefuirea anterioară, de hârtie abrazivă anterioară. E, acum voi șlefui din nou pe lungime. Dacă este cazul, înlocuiți hârtia abrazivă, iar aceasta fiind mai fină, deja s-a încărcat. Acum aplic ultimul strat de șlefuire cu hârtie de 1200. Aici voi insista mai mult pentru a elimina pe cât posibil zgârieturile mai mari. Am terminat șlefuirea, acum voi curăța farul cu o soluție de degresare și voi șterge cu lavete care nu lasă scame. Cât timp se usucă farul, voi șlefui și pe celălalt, iar apoi voi aplica soluția de polimer pe ambele faruri. Acum am terminat și cu cel de-al doilea far de lustruit cu hârtie abrazivă. Îl voi curăța. Îl voi lăsa să se usuce. Timp în care voi pregăti soluția de polimer, o voi pune în cană și voi pune ca aceasta să se încălzească. Acum am pus soluția de polimerizare în cană. O voi lăsa să se încălzească pentru aproximativ 2-3 minute, după care voi începe să o aplic, iar cana va trebui să rămână conectată la sursa de alimentare. Am pus aceste garnituri pe fiecare capac. Eu voi folosi probabil în partea de sus a farului acest sistem cu furtun. Vedem care va fi mai util. Acum e timpul să folosesc și masca.
Iată, soluția deja fierte. Se aplică la o distanță de aproximativ 1 cm. Dacă este prea înclinat locul unde trebuie să aplicați polimerul, puteți folosi capacul cu tub. Și cam asta este, am terminat aplicarea polimerului. După ce terminăm, deconectăm cana de la priză, lăsăm soluția să se răcească și o punem înapoi în recipientul original. Farurile au ieșit relativ bine. Arată destul de ok. Iată și acesta. Poate ar fi trebuit să insist mai mult cu șlefuitul pe partea de hârtie abrazivă fină. Cam aceasta este metoda de restaurare a farurilor folosind acest kit cu soluție de polimer. Această soluție de polimerizare ajunge pentru câteva seturi de faruri. Practic veți mai avea nevoie de hârtie abrazivă suplimentară, deoarece în principiu aceasta ajunge doar pentru două faruri, pentru o mașină. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, subscribe canalului de YouTube, iar în secțiunea de comentarii aștept părerile voastre. Până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!